De mult, de mult de tot, într-o noapte adâncă, stăpânită de o liniște de început de lume, pe cerul fără de sfârșit se ridica încet o stea, a cărei lumină mai puternică ca niciodată se revăsa peste întregul ținut al Betleemului. Era semnul nașterii marelui împărat. Privind spre cer, magii știau, sunt trei la număr. Înaintează cu pas sideral, urmând calea luminii. Și fiecare și-are taina sa, după cum își are propriul mers. Aceeași dorință însă-i mână înainte, să vadă, să-și deschidă inima și să se închine celui născut cu aur, smirnă și tămâie. Drumul e lung și anevoios, mai ales pentru Maria, plecată din Nazaret spre Betleem, alături de Iosif pentru a împlini recensământul ce se făcea la acea dată. Simțea că nu mai era mult și regele regilor avea să vină printre oameni. Însă în Betleemul mare nimeni nu o primea. Mergând din poartă în poartă, căutând un loc cald pentru a naște, niciun suflet nu se îndura de tânăra mamă. Într-un târziu a găsit o iesle și între dobitoace, pe fânul cel uscat, aduse prea curata pe fiul de împărat. În ținutul acela mai erau și niște păstori care vegheau turma lor. Și iată, un înger al Domnului a apărut odată lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Văzându-l, s-au speriat tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci iată, vă aduc o veste bună, căci astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Și acesta este semnul pentru voi. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și Maria a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle. Ca un fuior de argint s-a plămădit, în scutec alb fost înfășat, acela, fără de păcat, și lui o lume întreagă s-a închinat. Și astfel ni se vestește tuturor momentul nașterii. Și nu există altă bunăvestire mai mare ca cea a nașterii. Ni se arată calea, ni se revelă treptele, ni se predică fericirile. Ochii noștri urmează să vadă copilul, răscumpărarea, minunea, bărbați, femei și copii, tineri și bătrâni. Avem să trăim minunea, să primim mântuirea și să nu mai murim niciodată. De aceea, în seara aceasta, cerul și pământul preschimbă cântări de slavă, revărsând pe pământ în armonie și pace povestea poveștilor, adevărul adevărurilor.
Thank you.
Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul concertului extraordinar, The King of Kings, concert organizat de The Royal Singers. Un concert care poartă un titlu extrem de important, o parafrazare din piesa Aleluia din oratoriul Mesia de Handel. Un concert organizat, după cum vă spuneam, de corul The Royal Singers, în colaborare cu Asociația Musicum Adolescenția, având ca parteneri Sala Radio, Societatea Română de Radiodifuziune, Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești și platforma iabilet.ro. Miruna Ionescu și Sorin Ghinu vă invită ca în această seară magică să ne lăsăm purtați de armonii și povești într-o călătorie muzicală pe drumul spre Betleem. Cântări alese ne însoțesc, deschizând pentru noi calea fericirii și bucuriei împlinite prin această sărbătoare a nașterii Domnului. E timp de cântare în lume și o veste răzbate din vremi. Trei magi sunt gata a spune, pământul se umple de cer. Am ascultat în deschiderea acestui concert minunat colinde, colinde interpretată de corul The Royal Singers, cor care este dirijat și în această seară de Albert Mădălin Codreanu, care în anul 2012, împreună cu bunul său prieten Alexandru Națis, practic au pus bazele acestui cor, care cu fiecare an calendaristic trecut în activitatea sa s-a îmbogățit, fiind astăzi apreciat la nivel internațional. Una dintre realizările de seamă ale corului The Royal Singers o reprezintă interpretarea oratoriului Mesia alături de dirijorul Tiberiu Dragoș Oprea și filarmonica din Pitești. Aproximativ 150 de oameni au avut ocazia să cânte în cadrul corului The Royal Singers. O parte dintre acestea veți avea ocazia să-i vedeți chiar în această seară în corul reunit The Royal Singers. În această seară, muzica lor ne-a vestit tuturor taina luminii și lumina stelei de la răsărnit. Ne-a vorbit această muzică despre nevinovăția pruncului și despre iubirea Maicei sale, despre bunătatea unei adevărate sărbători. Sărbătoarea nașterii Domnului are puterea pe toți și pe fiecare în parte să ne întoarcă în acel moment al deplinei curățenii sufletești. Copilăria, pentru că într-adevăr este o sărbătoare a copiilor. Cu brațele deschise, cu ochii sclipind, nerăbdători așteaptă un an întreg acest moment. În straie de sărbătoare, privind spre bradul luminat, înalță ușor cântări alese pentru Marele Împărat. Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă pentru ca în următoarele momente să se desfășoare pe această scenă un moment sclipitor. Corul de copii sclipiri, înființat în anul 2022 la inițiativa familiei Lavinia și Adrian Claudiu Gheorghiță, continuă povestea muzicală a acestei seri. Membrii corului sunt copii din diverse biserici adventiste de ziua șaptea din județul Prahova, dar și din București, sau vecinătăți ale acestuia, împărtășind oamenilor că în întâmpinarea Domnului, inimile trebuie să rămână mereu curate. Corul de copii sclipiri va interpreta în această seară piese originale compuse de dirijorul Adrian Claudiu Gheorghiță. Pe scenă, alături de cele două coruri, Lavinia Scumpu, pianist al corului de cameră de Royal Singers, doctorant în cadrul Universității Naționale de Muzică București și angajat al postului de radio Radio România Muzical. Și Andreea Dobia este pianist al corului de copii sclipiri, artist instrumentist în orchestră și acompaniator al recitalurilor, susținut în cadrul Teatrului Național de Operetă și Muzical Ion Dacian din București. Afinitatea sa pentru muzica bisericească protestantă și are rădăcinile în copilărie, fiind modul preferat de exprimare, închinare și trăire. Așadar, în noaptea asta sfântă, vin îngerii din cer și zboară lin deasupra pădurilor de brad și cântă ușor și mere și flori în jur le cad
iar florile se anină din ramuri până jos. Și cântec, și lumină, și atât de frumos.
har de iarnă, răsfoiesc zi de zi, așteptând să vină colindători zglobii, să-mi arate drumul spre locul minunat, unde s-a născut Dumnezeul adevărat. Ante am venit cu inima plină și vrem să-ți aducem un cântec de mulțumim, fiindcă ai lăsat tot cerul de slavă, doar ție ne închinăm, Doamne, te adorăm. Este vestea bună a nașterii lui Hristos, plină de speranță în noaptea lumii grea, ne aduce pace și în suflet de dragostea. Sărbătoarea nașterii Domnului este una care apropie și înseninează, ne adună și parcă ne face mai buni. Și ce exemplu minunat de apropiere și de armonizare oferă un cor și o orchestră, atâtea chipuri aplecate deasupra acelorași partituri. Ce mai putea adăuga? Ei bine, dirijorul Albert
Mădălin Codreanu, cel care este absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, este fondatorul corului The Royal Singer, este inițiatorul acestui concert și este omul care ia tonul cu o notă mai sus pentru ca orchestra și corul în întregul lor să ia nota corectă. Doamnelor și domnilor, în partea a doua acestei serii de poveste veți fi martorii unei confesiuni despre iubire și credință. Veți asculta colinde și cântece dedicate sărbătorii nașterii Domnului, interpretate de corul reunit, The Royal Singers, corul de copii sclipiri, filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, avându-i ca soliști pe violoncelistul Andrei Ioniță, soprana Diana Rad și tenorul Robert Bede. Andrei Ioniță este, conform publicației The Times of London, unul dintre, citez, cei mai fascinanți violonceliști care au apărut în ultimul deceniu. De asemenea, revista britanică Gramophone îl descrie ca fiind un violoncelist cu o maestrie superbă și imaginație muzicală, dar și o devotare față de muzica timpului nostru. Câștigătorul medaliei de aur a concursului Tchaikovsky din Rusia, deținătorul titlului de artist al noii generații, acordat între 2016 și 2018 de către BBC Londra, distincție care iată i-a oferit lui Andrei concerte alături de orchestre precum BBC Philharmonic Orchestra, Royal Scottish National Orchestra și Royal Philharmonic Orchestra. De asemenea, a colaborat cu extinsă rețea de orchestre europene, printre care München și Dresden Philharmonic, Orchestra Sinfonică Germană, Orchestra Națională din Belgia și, bineînțeles, multe altele. Un eveniment special al sezonului este statutul violoncelistului Andrei Ioniță ca artist în rezidență al Orchestrei Filarmonicii George Enescu din București și al orașului Timișoara, capitală culturală europeană, în anul 2023. Ne bucurăm să o avem alături de noi și pe solista Diana Rad, care este studentă în anul 3 la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. A debutat pe scena concursului Românii au talent, iar talentul ei a propulsat-o pe importante scene muzicale din România, dar și internaționale. Tenorul Robert Bede, pe care deja ați avut ocazia să-l ascultați în prima parte a acestui concert, s-a născut în Oradea, iar în prezent este masterand la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. În anul 2016 a avut onoarea de a participa la turneul european alături de Ennio Morricone. Următorii ani i-au adus apariții de televiziune, dar și concerte naționale și internaționale. Și așa cum vă spuneam și în deschiderea acestui eveniment, avem posibilitatea ca în această seară, pe această scenă, să vedem o întreagă familie a corului The Royal Singers. Ceea ce înseamnă că pe această scenă vor urca și foști membrii ai corului The Royal Singers. De asemenea, se vor alătura în această seară o serie de iubitori de muzică, membrii ai altor grupuri corale, menționăm grupurile Signum, reprezentat în această seară de 14 membri, și de asemenea grupul Atempo, care a trimis 6 membri. Lor li se adaugă și alți prieteni și colaboratori, precum din cadrul Centrului Media Adventist. Și pentru că ne-am dorit o seară completă, iată pe scena sălii radio prezentă Orchestra Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, înființată în anul 1952 sub denumirea de Orchestra Simfonică Ciprian Porumbescu. Actualmente, Filarmonica Paul Constantinescu este una dintre cele mai prestigioase instituții de cultură din România. Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înființare, această instituție de cultură a primit numele ilustrului muzician Paul Constantinescu. Vă dorim o seară frumoasă și vă invităm să lăsăm muzica să bată la ușa inimilor noastre. Audiție plăcută tuturor! Thank you.
Thank you.
s-a prorocit. Să ore mare îngerii, la verbe e cântut. Mărire fie cerul sfânt și pace pe pământ și pace pe pământ.
este împărțit, trăiți smerit și-apoi pe cruce pentru
Ne apropiem de finalul acestui concert extraordinar. Un minunat concert la care ne-a făcut mare plăcere să participăm din față sau din spatele acestei scene, pentru că ritmul a fost unul minunat, indiferent unde am luat loc în această ocazie. Doamnelor și domnilor, a fost un minunat concert organizat de corul The Royal Singers, în colaborare cu Asociația Musicum Adolescenția și având ca parteneri Sala Radio, Societatea Română de Radiodifuziune, Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești și platforma iabilet.ro. Mulțumim în primul rând bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce face pentru noi. De asemenea, vă mulțumim dumneavoastră, publicului, care ați primit cu brațele deschise acest concert. Mulțumim totodată tuturor celor care și-au dat concursul în realizarea acestei seri de neuitat. În mod special la capitolul acesta al mulțumirilor, dorim să trecem în această seară, doamnelor și domnilor, soliștii și interpreții pe care dumneavoastră i-ați văzut prezenți pe scenă. Și începem acest capitol al mulțumirilor, chemându-i alături de noi în puținul spațiu pe care îl avem la dispoziție pentru a-i felicita și pentru a le mulțumi pentru momentele artistice la care am luat parte în această seară. Doamnelor și domnilor, solista soprana Diana Rad, violoncelistul Andrei Oniță, tenorul Robert Bede. În același timp dorim să mulțumim dirijorului Albert Mădălin Codreanu și pianiștilor Larisa Scumpu Baciu și Andreea Dobia. Robert Bede și Diana Rad, vă rugăm, aici, alături de noi. Mulțumim pentru această seară minunată. Continuăm capitolul acesta al mulțumirilor, bineînțeles aducând recunoștință corului de cameră de Royal Singers, corului de copii Sclipir, dirijor Adrian Gheorghiță, corului reunit de Royal Singers și formațiilor Signum și Atempo. De asemenea, vreau să mulțumim Orchestrei Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, manager Vlad Mateescu, director artistic Georgiana Nae și întregii echipe. De asemenea, mulțumim pentru compoziții și orchestrații domnului Lodrin Marin, textierilor Alexandru Națis, Cornel Mafteiu, Benoni Catana. Continuăm capitolul acesta al mulțumirilor. Trecând pe această listă specială, persoane cheie în organizarea acestui frumos eveniment, Clara Pachiței, Hermina Noemi Marin, Anca Rarinca, Alexandru și Alexandru Națis. Nu în ultimul rând, mulțumim partenerilor Sala Radio, directorului formații muzicale Liana Staicu și echipei Elvira Ivana, Carmen Vasile și Noemi Vidu. De asemenea, mulțumim echipei tehnice a Societății Române de Radiodifuziune, cei care au asigurat toată această desfășurare tehnică. De asemenea, mulțumim pentru lumini și producție video Ionuț Aldea, Ciprian Aldea, Marian Buruian, Dan Gheorghe, regizor video Liviu Dumitraș, iar grafica Ionela Avram. Mulțumim transmisiunii video din această seară, un moment pe care îl veți putea revedea la Speranța TV. De asemenea, mulțumim conducerii Speranța TV. Acum am înțeles și motivul aplauzelor dumneavoastră și vă mulțumim pentru lucrul acesta. O informație din partea lui Albert, concertul acesta va fi difuzat luni, pe 25 decembrie, ora 19:30. Am reușit să
Înțeleg și acest mesaj. Doamnelor, domnilor, continuăm lista mulțumirilor către echipa noastră de producție Speranța TV, merg următoarele mulțumiri. Narcis Cosmiuc, Andrei Paraschiv, Lucian Codreanu, Cristian Savu, Claudiu Ghinea, Darian Vasilescu și Liviu Dumitraș. Iar la capitolul logistică, dați-mi voie să amintesc Bisericile Adventiste de ziua 7-a Brâncoveanu, Militar, Biserica de Centură, Liceul Teologic Ștefan Demetrescu, Editura Viață și Sănătate, Vali Scripcariu și Iulian Mirică. Mulțumim pentru aranjamentele florale doamnei Larisa Nae, pentru decorul Loredanei Vasilescu. De asemenea, mulțumim sponsorilor acestui concert, fără de care nu ar fi existat. Așadar, Concelex, Hills Development, ICG, Imobiliare Solution Group, Tomaviv, Centrale Termice, Cengher Logistic, Balkanic Express Trans, Emtronic System, Decori Art, Anvergura, Art Life Production, Melatera, Editura Viață și Sănătate, Veritas Plus Construct, Sirodent, Daniel Coman. Doamnelor, domnilor, punem punct aici acestui moment tehnic al capitolului mulțumirilor și vă mulțumim pentru că ați fost în primul rând alături de noi în această ocazie frumoasă. Ne apropiem cei drept de finalul acestui eveniment, însă surprizele nu s-au terminat. Vă invităm ca următoarul colind, O ce veste minunată, să-l interpretăm împreună. Însă, înainte ca interpretarea aceasta a noastră să fie auzită și de care să ne bucurăm în această seară, dați-mi voie să adresez încă o mulțumire. Dragă Miruna, îți mulțumesc pentru că în această seară am putut să pășim împreună pe scena Sălii Radio. Și eu, Sorin, îți mulțumesc pentru emoția pe care mi-ai transmis-o și totodată pentru încrederea pe care am avut-o alături de tine pe această scenă. Viața ne-a surprins cu multe momente probabil nefericite, ar putea să le catalogheze unii, însă în această seară acesta a fost un moment minunat pentru care vreau să-ți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Mulțumim așadar tuturor celor care au fost alături de noi și nu în ultimul rând mulțumim, ci în primul rând bunului Dumnezeu. Și la capitolul surprizelor de care vă aminteam puțin mai devreme, aș vrea să vă spun că Miruna nu este doar o actriță, lucru demonstrat chiar în următorul moment, pentru că acestea sunt pentru mine. Mulțumesc! Spuneam că Miruna nu este doar actriță, ea are și o voce minunată de care... Da, să-i o surpriză. Vă invit să vă bucurați în continuare. Urmează, pentru a înțelege mai bine următorul moment, urmează interpretarea colindului O ce veste minunată. Dar împreună cu publicul, neapărat. Și nu doar. Și nu doar. Betleem, Nisan.
O, ce veste minunată se anunță în zilele ce vor urma. Să primiți această sărbătoare cu sufletele deschise, cu inimile curate, cu gândurile luminate și fie ca ea să fie un nou motiv pentru a zâmbi din nou și din nou. Vă mulțumim! Să te
și îmbrățișa tot publicul, dar ca semn de recunoștință mai avem pregătită o piesă, poate una dintre cele mai solemne și cele mai iubite partituri. Este vorba despre o piesă din oratoriul Mesia de Handel, Aleluia. Aș vrea să reverberați împreună cu noi și pentru că este o piesă plină de solemnitate, chiar dacă tocmai v-ați așezat, vă invităm să vă ridicați alături de noi.